Circulația în pasajul Unirii din capitală este restricționată din nou. Motivul? Încă se mai lucrează la sistemele de presemnalizare privind înălțimea maximă admisă în pasaj. Mai multe ne spune colega mea Marina Filimon. Bun găsit, Marina! Te urmărim! Bine v-am găsit! Conform noului plan de reglementare aprobat, circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone este interzisă în piața Unirii, excepție făcând mijloacele de transport de la STB și autospecialele de la intervenție. Mijloacele de transport cu tonaj mare nu vor mai avea acces în centrul capitalei, mai exact în zona Bulevardul Mircea Vodă, Calea Victoriei, Calea Moșilor. De asemenea, circulația este sistată și pe Bulevardele Națiunile Unite, strada 11 iunie. Primăria sectorului 4 a anunțat deja care sunt restricțiile de circulație, iar cei de la Brigada Rutieră au montat deja indicatoarele presemnalizatoare. Având în vedere noile restricții, conducătorii auto sunt rugați să se conformeze cu noile reglementări.